Și asta să mai întreb, neapărat o să-l văd. Asta trebuie să mai întreb, cum faci în cazul ăsta despre care vorbim acum, cu zaruri și cărți, când tu ai lucrat ce se vede acolo pentru un spațiu foarte bine delimitat, în general pentru spații mici, și te duci într-un hău din ăla de sală, de casă, de cultura sindicatelor, unde îți place ce vine din sală, pentru că e foarte multă puștime și se comunică foarte bine, cum faci să dai ce ai de dat din spațiul ăla mic, să faci ceva mare, să mulțumești un spațiu mare? Da, te adaptezi. Adică îi aduci personajului o doză de nebunie în plus, știi? Care îl face să se răstească un pic la... Și tot dialogul se ridică. Adică un fel de a ridica... Mi s-a întâmplat să joc la o sală mare și să pornesc cu energie jos și să mă întrezesc vorbind ca și cum... La fel cum vorbim noi acum, știi? Foarte normal și... Nu ca pe scenă, știi? Nu există un mod de a vorbi pe scenă. Asta e și un spectacol foarte realist, dacă vrei, teatru de cameră. În momentul în care îl joci la 500 de oameni într-o sală mai mare, te adaptezi, găsești tot felul de artificii și îți dai singur motivația să te duci mult în partenerul tău, știi? Pentru că, la un moment dat, cu măsura necesară, evident, se și comenta în șoaptă, eram cu niște prieteni comuni, actori buni, prișinia, o să tragă la public acum, fii atent că o să tragă, fii atent că trage acum. E, nu trage și ce, uite, bă, naibii, nu trage, fii atent. Dar să știi că s-a întâmplat. S-a întâmplat și nu e o rușine. Adică mă amendez singur când fac lucrul ăsta și uneori ai să râzi, uneori atunci când publicul, când simți că publicul merge cu tine până la capăt, ajungi să, cum să spun eu, asta știe să facă mălăele, nu eu. Îmi pare rău. Să forțezi limita cabotinăriei până peste orice, până după pânzele albe, știi? Și eu, asta e mișto, eu sunt un om destul de obișnuit în viața de toate zilele, știi? Pe scenă pot să mă transform în altceva, am dreptul, am obligația să mă transform în altceva și să fiu chiar super cabotin dacă ține. Uneori mi-am frânt gâtul și n-a ținut. Alteori ține, știi? Contează, ți-am zis, nu pot să povestesc și nu o să scriu niciodată un jurnal sau să scriu memoriile cum a fost sau așa. Probabil că e singura dată că vorbesc și intru atât de în detaliu în niște lucruri foarte intime. Da, da. Și atât la capitolul ăsta, înainte de a asculta pe bunii noștri prieteni. Okay. Până la urmă, uite, pe modelul ăsta pe care, la urmă, îl știe toată lumea, a plecat o trupă de actori din București, indiferent că sunt de la un teatru independent sau nu, au plecat în ceea ce se numește în România provincie, unde lucrurile sunt luate ușor, așa, mai în glumă, dacă vrei, deși e lume care pune miză foarte serioasă și pe momentele astea. Există diferență în te atrage la public și a face cioace? Nu știu. E o nuanță mică acolo. Este. De-aia și întreb. Știi că la teatru de revistă ești obligat să faci asta. Adică face parte din fișa postului și nu e nimic ciudat. Nu spun că publicul e mai puțin pregătit. E nevoie să dai poanta, ca Alberto Sordi, știi, că asta pleacă de la Sordi. Și el făcea asta cu geniu, pentru că avea lacrima aia în ochi. Florin, așa cum spuneam la început, avem bucuria de a ne întâlni din nou cu niște prieteni vechi, buni. De fiecare dată eu nu aștept cu mare nerăbdare să văd ce au mai pregătit, ce au mai făcut. Au venit cu o piesă de flamenco în seara asta. Insist, am mai spus de câteva ori la emisiunea asta, nu e flamenco. E flamenco. Sau flamingo. Sau flamingo, exact. Da, prietenii noștri o să ne cânte o compoziție a lui Paco de Lucía, se numește Entre Dos Aguas. Și așa cum spuneam, de fiecare dată e o bucurie să-i ascultăm. Vă rog.
Da. Mulțumim foarte frumos, frații Zanfirescu. Mare bucurie să vă vedem din nou. Stan, Georgeta și Ionuț, mulțumim foarte frumos. O compoziție a lui Paco de Lucía, Entre dos aguas. Bine. Bine. Mai. Da. Rămân mut la... Știi? Da. Hai să povestim un pic de... Nu mai am timp să vă să cânt la chitară. Am vrut acum câțiva ani, știi? Ajungem și la muzică. Uite, există de vreo 3 ori, cred, în carte, dacă nu de 4 ori. Există referiri la Massive Attack, foarte explicite. Unul dintre momentele tulburătoare din carte e repetarea, un leitmotiv de altfel foarte ordonat plasat în roman. E un leitmotiv temporal, cu trecerea minutelor, sferturilor de oră, orelor sau secundelor. De fiecare dată, trecerea asta temporală are o altă față și una dintre ele sună așa. Măi, omule, de ce m-ai fermecat în halul ăsta și ce mă făceam dacă nu veneam la prostia asta de vernisaj, se întreabă personajul feminin. El zace pur și simplu, e inert. Trece un minut care târâie după el o creangă de brad împodobită cu neoane roșii. Da.